Bună dimineața, bună dimineața din Darocotan Island. Este ziua cu numărul 3. Este dimineață, în sfârșit zic și odată bună dimineața și este dimineață. Este ora 8. Abia ce ne-am trezit de 5 minute și mergem să luăm breakfastul. Puțin înnorat astăzi, au fost două zile pline de soare, dar astăzi în sfârșit avem puțin nori. Așa că cred că nu o să mai fugim așa tare de soare, că până acum ne-am ascuns practic, stăteam doar la umbră. Dar da, mergem să luăm breakfastul. Cam așa arată camera după ce ne-am instalat noi. Destul de dezastros pe aici. Dar na, asta este când călătorești cu multe bagaje. Bun. Hai să nu mai pierdem timpul, să mergem la breakfast. Să vă arătăm exact și ce breakfast se servește aici. În fiecare zi meniul este diferit. Am avut până acum la cină porc și aseară am avut un fish, un pește, soy fish, parcă se numește. Foarte bun, foarte bun. Așa, nu era făcut pe grătar, era fiert cumva, dar foarte, foarte bun. Nici urmă de os în el și un fel glazurat așa deasupra. Foarte, foarte bun. Bun, hai să mâncăm ceva. Astea sunt corturile și mai sunt cabane pe aici, așa. Și parcă iasă și soarele. Și acolo este restaurantul. Deci o să încercăm să vedem dacă putem să facem un foc de tabără într-o seară. Avem două nopți aici. Și acum mergem la toaletă, la baie, să ne spălăm un pic pe față. Deci în direcția aia, pe acolo. Aici este baia. Acolo este dușul. Se pare și la duș exact cum arată. Apa curge de undeva de acolo de sus. Avem gel de duș, șampon. Și cam aici este WC-ul. Și cafeaua. Inițial am dat apă, dar am zis că să încerc și o cafea. Un fel de cafea filipineză, destul de tare. Așa că eu am mulțit-o cu lapte. Nu am mai pus zahăr. Are un gust așa ciudat, dar plăcut. Îți place? No, thank you. I don't want coffee. It keeps me up. Thank you. Oh, thank you. Thank you. Thanks, Andrew. Thanks, Andrew. Am terminat și cu mic dejunul. O să mergem acum pe partea cealaltă a insulei.
pentru că acolo este un shipwreck și o să facem un pic de, diving, snorkeling, pentru că nu avem echipament de, diving. Se pare că astăzi și soarele, aș fi preferat să mai stea puțin între nori, pentru că astea două zile ne-a prăjit total, așa că, da, cam ăsta este planul pe ziua de azi. Relaxare, jucăm cărți, mâncare, băutură, bere, bineînțeles din greu, și cam asta e. Nu suntem foarte mulți acum aici pe insula asta, mai vor să mai construiască încă o parte, așa mai budget friendly, pentru un buget mai mic, un fel de backpackers, în partea cealaltă, și o să vă arăt pentru că pe acolo o să trecem. Asta este un pic zona așa mai, au zis că o să păstrez zona asta gen VIP, o zonă mai scumpă și exclusivistă, și în partea altă va fi o zonă mai ieftină. Aici începe aventura noastră spre partea cealaltă, este o aventură mică, undeva la 10 minute. Asta este zona unde mai construiesc ei niște căbănuțe noi și în partea asta altă o să facă, sau sunt deja făcute, marea majoritate a căbănuțe, și alea sunt tot ceva căbănuțe, dar mult mai mici, unde va fi o zonă așa de backpacker sau de pentru un buget mai mic. Așa că hai să vă arăt exact cum arată micuța asta insulă. Hai să vedem și cum arată o căbănuță din asta mică. Este destul de simplă. Loc așa de o persoană înăuntru și ai o pânză ca să nu-ți intre muștele, bidigănile. Dar da, destul de simplă. Nu știm încă exact prețul, cât va costa. Hai să mergem înainte. Stau localnicii, sunt câțiva localnici care locuiesc pe insula asta, de fapt în partea asta a insulei, pentru că mai sunt în partea cealaltă câțiva care locuiesc și acolo. Și am ajuns. Din păcate, pe partea asta vedem și ceva gunoi din ocean. A dus pe plajă, nu l-a curățat nimeni, pentru că aici este mai mult partea unde stau localnicii. Deci nu cred că interesează pe foarte multă lume să curețe. Păcat. Este lemn, dar este și plastic, sunt sticle, avem și un cauciuc acolo. Dar na, asta este. Și cam așa arată plaja. Mai avem și partea alaltă, dacă treci colțul ăla, mai este încă o plajă și acolo. Apa este foarte calmă aici, este mult mai calmă decât pe partea noastră. Și da, cam aia a fost plimbarea noastră, destul de scurtă, 5 minute și ai ajuns pe partea cealaltă. Așa că dacă nu-ți place că ai 2, 3, 4 oameni pe plajă, vii aici și practic nu este nimeni. Cât vezi cu ochii, doar tu pe plajă. Uhuh! Este ora 2 aproape și cred că o să avem niște fructe, probabil o bere, ceva light, o să păstrăm carnea, cred că pe deseară, dacă mai face pește sau porc, le păstrăm pentru deseară. Așa că mergem în partea cealaltă, la resortul nostru, să ne răcorim puțin și să ne încărcăm cu energie. Hai, să dăm bătaie! Bun, am comandat un platou de fructe și o bere, Red Horse.
asta este extra strong, adică are alcoolul de, nu descrie cât are alcoolul ăsta, 7%. Da, cred că dacă bei două beri de astea, poți pleca la somn. Berea asta e chiar tare. Vă recomand dacă veniți prin Filipine, Red Horse Beer, dar aveți grijă că e tare. Am băut o bere, am mâncat fructele și parcă deja m-am luat de cap, așa că am comandat niște cartofi filipinezi. Foarte diferiți de cartofii normali pe care îi știm noi, dar vă arăt acum exact cum arată. Așa stil, parcă au ceva brânză înăuntru, nu știu, dar sunt foarte buni. Bun, nu? Uh-huh. Chiar buni. Așa că mâncăm cartofii ăștia și apoi din nou la plajă. Gata, am mâncat și cartofii. Foarte ciudați cartofii filipinezi, un fel de dovleac, așa, cu gust de dovleac. Interesant. Și cum ne zici cu ketchup, au mers perfect. Ce facem acum? Mergem din nou la plajă. Nu prea aici se face altceva. Mâncare, plajă, băutură și cam asta e. Așa că probabil încă 2-3 ore de plajă și apoi un duș, ne schimbăm pentru cină și o să vă prezint exact ce avem și la cină. Dar acum o să mergem pe plaja din fața resortului și o secundă să vă arăt și plaja. Cum așa arată plaja? Stai să mă dau din. Este destul de goală, practic, pe plajă acum. A început să mă ascunde soare, mi-a cam ajuns. Soarele aici arde foarte tare. Am folosit doar protecție de 50%. Așa că mie îmi convine treaba asta cu norii de minune. Bun, ne vedem mai târziu, probabil la cină. Și am ajuns și la cină. Ne-am luat un pește cu orez și cu ceva cartofi, așa în stil japonez, gătit. Cu ceva glazură deasupra, dar nu este ca cel de aseară. O să gustăm. Din păcate este întuneric, așa că nu prea am ce să vloguiesc. Dar mâncăm, mai băgăm 2-3 beri. Și apoi aici Raluca și-a luat ceva vegetale. Și apoi la somnic. Gata, prieteni, gata și cina. O să mergem până în partea cealaltă, să mai verificăm o dată e-mailurile și apoi la somn. Este ora 8 jumătate, o să mai stăm cam o oră acolo și până ajungem înapoi, deci cam în jur de ora 10, noi de obicei ne culcăm aici. Și ne trezim destul de devreme pentru că soarele și lumina ne trezește în jur de ora 7-8 dimineața, suntem treji. Așa că cam asta a fost vlogul din ziua de astăzi, cam asta a fost vlogul de pe insula Darocotan. Nu o să mai fac altul, mai avem 2 zile aici în care mai stăm să ne mai relaxăm, să ne mai prăjim la soare, mai mâncăm ceva bun și apoi mergem din nou în Puerto Princesa, avem o noapte acolo ca să ne recapătăm energia, pentru că avem un drum lung, undeva la 7 ore, cu o dubă de aici până în Puerto Princesa. Apoi următoarea zi din Puerto Princesa o să luăm un van și o să mergem în partea de sud, chiar în josul Palawanului, într-o zonă destul de nouă, unde o să avem din nou 5 zile pe insule. Așa că ne vedem atunci. Până data viitoare, țineți aproape!